Noul plus disponibil chiar acum pe primul link din descriere. Agentul secret ne-a pregătit o surpriză foarte mare în Skibiditoile. Da, da, știu. Uite, te lăsat în Skibiditoile, nu te mai uiți deloc. Toată lumea a scris asta în comentarii și da, este adevărat că nu ne-am mai uitat de foarte mult timp la Skibiditoile, dar agentul secret a făcut o prostie. Ultimul episod pe care eu l-am văzut a fost acum o lună. Tremur în șoc că a trecut o lună de la ultimul episod pe care l-am văzut. Apoi a apărut Skibiditoile 72 part 1, acum 13 zile. Deci, practic, a fost aproape jumătate de lună pauză între episoade. Eu am rămas în șoc, sincer. Și zic că mai bine decât să mă uit la part 1, așteptăm să apare și part 2 și au avut dreptate. Ia uite la cum o secundă, două vizualizări. Poate o să fiu a treia vizualizare, sper. Mesaj de la agentul secret. Să înceapă mesajul, agentule Zilo. Salutare tuturor abonaților. Apăsați acum pe butonul de like sau seria Skibiditoile se va încheia. Mesaj încheiat, ai 3 secunde sau gata seria. 3, 2, 1, a expirat. Wow, eu i-am făcut misiunea, voi ați reușit? Trebuie să ne reamintim puțin. Deci, ultima oară am fost în locul acesta, apoi au fost titanii care au venit de sus parcă când s-a pierdut semnalul și a apărut agentul. Dar uite pe cei trei titani. Oh my god, fugiți că au venit titanii, trageți! Apoi a venit G-Man, titanii au plecat, G-Man era foarte panicat și trage în mine, bă! M-a făcut zom și am căzut la, da, distruge totul practic în trage. Și apoi vedem scena aceasta care m-a lăsat cu gura căscată și am zis, du-te mă de aici cu Skibidiul tău că n-are cum. Da, a venit Astro Toilet. S-a uitat în ochii mei, bă, tătăiță, bă, te și vezi de treaba ta, tătăiță, ce tu-i la mine în ochi, că tu ești Astro Toilet sau ce? Și după totul ia foc. Și se încheie transmisiunea. Și apoi urmează scena secretă pe care nu am văzut-o. Deci chestia asta încă n-am văzut, am înțeles că este o scenă secretă. Vedeți dacă este adevărat, deci face ca un negru episodul normal, știu că nu apare partea asta. Totul făcut zop, totul flăcări. Ai de noi! Ok, titanii. Oh! Da, asta n-am văzut, n-am văzut, asta e nou. Asta e un secret nou din compilația full. Salutare voi și mei, vă pup. Cel mai nervos de după el, că el e șeful acum. Ce față face? Prietenul nostru Boom zice în felul următor: omul de știință primește întăriri. Ce se poate întâmpla episodul ăsta? Chiar sunt curios, episodul 71. Și eu vreau să fiu like-ul numărul 1,1 milioane. Știu că este imposibil, dar promit ca să reușesc, să pregătiți? Băi, glumeam, că glumeam. Ok, fiți atenți, 1,1 milioane. Voi ați reușit la mine, faceți like-ul 1000, 1100, 1300 și tot așa. Chiar sunt curios, ok, hai vedem, 1, 2 și... A, mă, du-te că niciodată n-am noroc. Ia vezi, măcar la mine tu ai noroc. Star la show, hai să vedem. Oh my god, ok. Din ai văzut scriitoare de aproximativ o lună, Tremur. S-a oprit camera. Asta este continuarea de acum câteva episoade. Și practic este în aceea secundă de aici. Cred, a pierdut controlul. Și războiul este afară, nu, controlul. Mamă, viată că războiul. Ce e bă ăla? Nu cred că l-ai văzut niciodată. Pare să fie o conversație între soldat cu polițist. Și are 4 rachete. Cine e, mă, bossul ache? Ia uite-l. Mamă, na, asta e mișto. Fii atent. Și asta este oarecum nou, un nou model. Mamă, aici era un mic război de scală mică. Deci se pare că eu sunt practic omul cameră într-un costum de Mac robot, practic. Nu Mac McDonald's. Mac McDonald's. Mac e un fel de robot care poate fi controlat. Doamne, prea mult Skibidi. Da, e polițist, exact cum am spus, uite. Este domnul polițist de la SWAT și a făcut toți i-a făcut praf pe toți oamenii cameră. Și decât vedeți aici, războiul este pierdut pentru oamenii cameră și Skibidi veciorile câștigă. Da, e un moment rar oficial, dar uitați-l pe ăsta săracu, a văzut agonia. Deci chiar să cred că pierde omul cameră care practic este camera pe OV-ul. Poliția! Bă, a venit cu coasa! Na! Oh, au venit întărit. Corodobă, ce-a văzut? Ce-a văzut? Că a făcut-o în față, nici că a văzut. Na, când vezi chestia asta... Bă! Mamă, cât de mișto e! Asta e un mini-tank oarecum! Ești belea... Oh, nu spune că nu spune... N-are armură bună, are armură bună, ok. Suntem să... No, domnul locotenente, pupa mea! A venit el cu rachetele! Du-te, mă, lumea ta de dement, mustăcilă! Deci a venit mustăcilă, du-te, mă! Dar e prea puternic armura! Wow! A făcut energie maximă și trage! Ok, ce știi să ăla ai ține să te crede pe TikTok. Mamă, tank vs tank, te pumă. Să trăiești, să trăiești, boss. Deci eu chiar sunt curios și a fost cu lupta asta mică aici. A fost o luptă mică. Mă, până l-a făcut cenușă de pe jos. Du-te, mă. Deci tank cu tra... Ia zi, boss, ia hârtia igienică. Ce, mă? Stai așa, a fost hârtia igienică cu bombă? Na, e imposibil, e imposibil. Hârtia igienică cu bombă. Du-te, mă, hârtia igienică cu bombă. N-am văzut nici în filme. Oh, ce fa... Du-te, bă! Ce mi-arăți aia?
Mi-a arătat ceva, voi ați văzut? Mi-a arătat ceva. Du-te, mă, că e nesimțit. Oh, G-Man is back. MK3, ce e nimeni, G-Man? Mac! Nu, Mac-ul nostru, McDonald's. L-a făcut pe Mac robotul Zob. Mamă, oh. Doamne, cum intră bombele în față, el nu le simte. Are scut, păi logic, e Mac V3. Du-te, bă, că l-a făcut Zobs. Ce? Eroare? Ce scrie acolo? Scrie ceva în ecran? Mult noroc să citești ce scrie aici. Apasă escape ca să anulezi eroarea. Cred că asta scrie, nu? Adică ce poate să scrie? Și tot explodează, săracul Mac. Oricum e destul de o pe tehnologia asta. Oamenii cameră să poată se pună într-o armură de robot să-l controleze full cu mâinile lor și cu picioarele lor. Asta este insane. E o tehnologie foarte bună, dar am văzut că și schimbii din vecinurile folosesc tehnologia asta într-o oarecare măsură. Dar pentru oamenii cameră care sunt mai mult oameni decât Skibidi, e interesant că folosesc asta. Ce? What? Ce zice? Skibidi, iar că... Astro... Bă! De ce l-am omorât că era un soldat bun? Ce mă? Deci nu vorbi că nu înțeleg! Trebuie reverse. Trebuie reverse. Ce a zis mă? Isca bada bașepa! Ce a zis soare? L-ai enervat, deci aici ceva urât. Deci tu vrei să ne bată, mă, Astro Toilet. Asta este... Astro Toilet spune ceva aici, trebuie să uităm în reverse, vedem ce zice. Și pare nervos, i-a distrus soldățelul. I l-a aruncat în față ca și cum l-a scuipat. Deci e full disrespect și a bătut joc de G-Man-ul nostru. Și apoi G-Man își activează laserele și vrea să-l împuște. Mă urmează încă un episod și vedem exact ce s-a întâmplat, dar... Vreau să văd ce ai să reverse, chiar sunt curios. Domnilor, să vedem reverse. Liniște, care vorbește în... Nu vorbi din pat, că nu înțeleg ce zice. Ia să vedem. Doar abține-te puțin și nu vorbi să auzim. Stai mă, ce limbă e? Nici reverse nu se înțelege. Ce limbă e asta? Ce zice? Ha? O să te fac praf și te arunc la gunoi. Ce a zis că nu înțeleg? A, fiți atenți că am înțeles. Astrutonet e bun. Uite, fiți atenți că e bun, știți de ce? Uite, deci acolo a murit Skibidi din WC, Astro Toilet îl trage înapoi și îl repară, îl face bine! Bine, mă, Astro Toilet, deci tu chiar ești bun, uite și l-a înviat! Bravo, Astro Toilet! Nu e mai rău, uite și zâmbește G-Man, wow, ăsta este varianta bună, ce-mi place reverse! Ia că aveți urmitări! Aveți urmitări, e real? N-are cu se... Asta nu este bine, vine toată armata! Ha? Când a vorbit asta că... Salut, boss! Taci și fă-ți treaba! Ok, fă treaba! Nu-ți dau mâncare dacă nu crezi, ok, boss? Bro, vreau să-l omor! Ce-ai spus, mă? Aolo, nu! Scuze, scuze! Lasă-l! L-am spart! Stai, ce? Știi ce înseamnă că m-ai trădat, comandante, nu? Chiar asta a zis? Nimeni nu scapă de justiție. Aha, și scapă G-Man. Deci vrei să faci 1v1 cu mine? Ești praf, bate-te. Ce mă? Na, ăsta este cred că cel mai tare episod. Scrie editorul 72 part 2. Thumbnail-ul ăsta, deci chestia asta din thumbnail, arată insane de mișto. Spuneți voi, dar nu, deci chestia asta care urmează să o vedem arată super mișto. Deci este part 2 acum o secundă. Deci ăsta din thumbnail este incredibil. Cred că o să am emoții. Se bate cumva asta o toilet cu G-Man. Să înceapă filmul, că e filmul. Gata, gata, gata. Popcorn-ul. Bă, dă și mie din popcorn de la tine de acolo. Oh, a început. Skibidi, Skibidi. De ce e așa de bucuros G-Man când începe episodul? Ia uite-l ce zâmbet are. Ue, tătăiță. Ce, bă? I-a venit pensia. Doamne, tătăiță, el e bucuros. Ia. Skibidi, dip, dip. Ok, continuă de cum s-a terminat episodul trecut. Uuuu, am văzut moartea în fața ochilor. Dar nu ne ce zice exact. Ha, mă, dă boom. Zine ce zice. Justice. Ce n-a zis cum am văzut mai devreme? E adevărat. A, vrei să ne batem 1v1, boss? Stai la bătaie. Nu, asta e insane, Astro Toilet vs. G-Man. Nu-l bați, mă, pe Astro Toilet, că e de 10 ori mai bun. E de 10 ori mai bun. A zâmbit, mă, e plin de șmecherie, dar au zâmbit amândoi, sunt amândoi plin de... Mamă, s-a schimbat fața lui G-Man. O, mă, nervosule! E de schimb mai tare Astro Toilet. I-a scos curentul de pe el. Wow! Ce armura aia secretă? 3 lasere versus 4 lasere și cele 3 sunt mai puternice, văd. Mamă, cum se rotește, deci când se rotește se încarcă puterea. Mamă, e ca desenele animate. BAA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 A
Ba! Se sacrifică schimbii de WC-urile să-l salveze pe boss.
Boss de boss, barbosu! Mamă, ce mai epică luptă din anul ăsta! Ce-a făcut Astro? Gata cu glumele, cred că ai zis angelul ăsta. Gata cu prosteala. Mamă, ce bucate a dat! Dă-te! Bum, bum, bum! I-a dat! Bravo, mă! Îi scoate masca! Iau că... Doamne, no, deci asta e prea funny. Deci asta cu Mikado Killari... Că eu că stă clar înapoi de boss. Doamne, ferește! Mă, domnule, cum face tătăiță, G-Man? Deci eu nu-l cred! Nu se retrage, nu e minciună, să te-l prinde în spatele lui. În spatele lui apare. Oh, e prea rapid! Ia, spart ochelarii de firmă. Cum se mai duce la mare acum, ha? Cum mai pleacă la mare? Că nu mai are ochelari. Așa-i face gura. L-a simțit! L-a simțit cum vine la spate. I-a furat energia din lasere și a dat înapoi. Nu, bătălia asta este destul de incredibilă, dar eu chiar cred că G-Man o să piardă. S-a terminat viața ta, G-Man, a zis. Și chiar s-o fi terminat? Eu chiar cred că a pierdut. Oh, ce-a fost zâmbetul ăla devious? A zis cum s-a uitat? Asta e tot ce poți să faci? Oh my god. Eu nu am zis să-mi dumneavoastră aici, deci a tras cu laserul, deci a tras cu asta din el. A trimis bila de energie. Și totul s-a calmat aici, vedeți, nu face nimeni nimic, G-Man e plin de încredere. Ce-a fost asta? Deci nu are sens, uitați-o la fața lui, e ca și cum, aha, l-am făcut zop cu asta, am rupt, am norma cu ideea asta. Și după dă, trece pe lângă el și ratează, what, după o ia înapoi, i-a luat curentul și uitați-vă la el, e așa de neimpresionat. Se ai făcut un G-Man, ce-a face? Mă, G-Man, iar faci de astea, da, de lupta asta e cam ciudată. Aaaa, și-a dat-o și-n față înapoi. Ce-i asta? I-a trimis două. Nu-și bate și-a trimis acum. Doamne, no. Asta chiar... Nu, cred, chiar e deștept, G-Man, no. No, chiar e deștept, G-Man. Du-te, mă, de aici, că asta e imposibil. G-Man e deștept, 200 IQ. În caz că nu ați înțeles, aici apare să dea el șmecher, trage copilă și-l fraierește. Deci aici se duce, bum, îl ratează, îl fraierește și dă practic încredere lui Astro Toilet. Ce du-te mă de slab, G-Man. A ratat intenționat ca să-i dea încredere. După aia bila, i-o aruncă în față, el acceptă damage-ul, nu se ferește. I-a dat în față și apoi G-Man vine cu cea mai nouă modă. Pune două bile care au o abilitate specială ca au curentul MOV lângă ele. Trage cu ele și G-Man, pentru că e plin de el, boss de boss, le prinde și pe astea și vrea să le arunce înapoi și după fața lui. Așa e devious. Ok, le-a luat înapoi, le-a luat curentul. Și practic, astea erau capcane. Asta poate să-i controleze mâinile de robot. Uitați-l la el. Te-a făcut zoom. Au bubuit în mâini și acum îi controlează mâinile. No, G-Man ești prea deștept pentru secolul ăsta. G-Man ești cel mai mare geniu. Oh my god! Nu te bă, lumea ta! Cât de deștept e! Îl face să omoare singur. Du-te mă, la asta nu m-am așteptat în 100 de ani. Deci dacă tu îmi ziceai acum 20 de ani se întâmplă asta în prezent, eu nu credeam. Deci nu... Încă-i viu? Și-a pierdut mințile, G-Man. Așa ușor a murit Astro Toilet? Cine l-a salvat? Lasă... Vine să plâng. Eu în momentul ăsta sunt puțin impresionat și dezamăgit. Deci până în secunda asta, G-Man câștigă Astro Toilet, pierde. Deci cum l-a arătat pe Astro Toilet așa, agentul secret, în mister, în secret ascuns, a zis mereu o să mor curând, ca și cum pregătește un plan mare. Să-l bată G-Man în 2 minute, adică nu știu, mi-a ruinat toată viața. Dar vine chestia asta, cine e asta? E prietenul lui... Mamă, dar arată prea tare. Cât de OP e ăsta? Ăsta e adevărat Astro Toilet, ăla e un fel de... E un fel de capcană, oarecum. Au venit titanii! Ok, titanii este în echipă cu G-Man? Wow! Au fugit, logic au fugit, să-l salveze pe boss. Mamă! Nu trage în G-Man! Mă, G-Man n-are niciun prieten în lumea asta. Oameni, a venit clanul numărul 3. S-ar putea să moară G-Man aici chiar. S-ar putea. Bucată de l-am băgat în comă pe 20 de ani de acum. Nu cred. Nu e impresionat televizorul. Televizoare, nu ești impresionat? Armă nouă! Armă nouă! Armă nouă! Armă nouă! Armă lui Astro! Ok, bun upgrade, domnule, cameră Titanis. Oh, gaba. Reverse! S-a
Stai. Reward, secrete. Secrete. Se mai întâmplă ceva la final, de obicei se întâmplă ceva în ultimele secunde? Nope. În reverse, mesaje secrete. Hai, vedem ce mesaje s-au zis. Pentru Plunger, ok, ăla care era cu despădătorul. A, l-a răzbunat, practic. L-a răzbunat, că Astro l-a omorât pe Plunger Man. Are sens. L-a omorât, ok. Bro, ești gata? Cum s-a dus ăla. Nu o să scape de data aceasta. Aha. Uite-l. Mamă, săracul Jimeni. Deci l-a atacat din toate părțile. A, îl face bine. Să nu întrebări. Nu se tăie ce se zice aici. Mamă, ce de treabă sunt. L-a lăsat în pace. Plecați că vine Astro Toilet. A venit Astro Toilet înapoi. Astro Toilet bate cu Jimen. Plecați, Titanilor, plecați, nu aveți treabă voi aici. Bravo, dă-i bila înapoi. Se tragă cu ea în Jimen, bravo, i-a dat bila înapoi. Prepară-l, bravo, i-a scos flăcările de pe el. Săracul Jimen, bravo. I-a luat sfera înapoi, ok. Scutul, închide-l, că nu mai are sens scutul. Închide scutul, bun. Și l-a lăsat înapoi pe Astro Toilet să moară. Jimen este iarăși bucuros, urlă de fericire. Ce triste. Mamă, fă-te bine, Astro, fă-te bine. Ia o pauză să te faci bine. Acum a luat o pauză și se repară. Bum! Ce reparație bună. Scoate-ți sabia din față, bravo. Ia ține apoi toate armele. Bravo. Jimen, vezi că zice zâmbetul de pe buze. Ok, fă-te bine. Yay, s-a reparat. Ok. Asta e noua abilitate. Nu cred. Și le aruncă în el. Împinge-le. Bum! Le-a prins Jimen cu puterea minții, l-a luat înapoi în arma lui. Doamne! I-a scos înapoi, what? I-a scos energia, a aruncat-o cu schemă. A dat-o prin spate și a venit Jimen, a prins-o. Vede că devin prieteni acum. Se ajută, se dă tot înapoi. Și după se retrage. Te ții minte, băi, i-a zis. Bravo! What? Gata cu mișto, că am făcut prea mult mișto. Dar dacă mai vreun mesaj secret, că eu am râs, am făcut mișto. Dar mesaje secrete, nu cred că am mai zis nimic în reverse, nu? Ce părere aveți de aceste episoade de Scribi de Toilet? Urmează part 3 sau se sfârșește episodul acesta completare? Sunt curios, dacă nu am face episoade cu Scribi de Toilet, abonați-vă! Pa, pa!